Putem schimba gândirea omului, atitudinea acestuia și modul de a se exprima în cuvinte, dar din păcate nu putem schimba atât de ușor la el caracterul. Unii oameni mai spun că sunt și excepții, dar oare o fi chiar așa? Indiferent de schimbarea pe care acesta o adoptă, amprenta caracterului va rămâne aceeași pentru tot restul vieții. Chiar din primii ani ai copilăriei, omul începe să-și formeze adevăratul caracter. Prin ceea ce vede, prin obiceiurile și viciile celor din jurul său, acesta începe a copia și la un moment dat în viață va reprima aceste observații prin acțiunile sale. Mulți oameni spun că da, caracterul poate fi schimbat, greutățile te schimbă și devii un om mai bun sau mai rău. Firea omului în primii ani ai copilăriei sale este aproape incredibil de maleabilă, iar viitorul copiilor constă în rezultatul acțiunilor întreprinse de părinți în cei 7 ani, cei 7 ani de acasă. Cu mult timp în urmă, în acei ani violenți între ghilimele ai evului mediu, bătaia copilului era la ordinea zilei, aceasta fiind considerată de către specialiști una dintre cele mai eficiente metode de educare a copilului. Pe atunci, limbajul iubirii era la un nivel inferior, aproape inexistent. Samuel Butler, celebrul autor englez, într-un paragraf de al său descria cum pedagogii trecutului simțeau plăcerea violenței, arzându-i copilului o mamă de bătaie pentru acțiunile sale destructive, sau chiar și pentru anumite neplăceri pe care acesta le conferea pedagogului. Spre exemplu, refuzarea învățării unei limbi străine sau lipsa interesului pentru o materie școlară. Bătaia nu aduce fericire, iar fericirea copilului este una dintre cele mai importante fericiri. Un copil sănătos poate fi fericit dacă corpul și mintea acestuia este îngrijită așa cum ar fi adecvat. Fericirea copilăriei este absolut necesară pentru a produce un tip optim de ființă umană. Era odată un om ce voia să-și învețe pisica să prindă șoareci. Acesta, crezând că va reuși cu ușurință, i-a dus pisicii un șoarece chiar în fața ochilor. Dar pisica nu a avut niciun răspuns. Așa că stăpânul i-a aplicat o corecție pisicii, cu speranța că o va învăța să prindă șoareci. A doua zi a procedat la fel. I-a dus în fața ochilor un șoarece, dar pisica la fel, niciun răspuns. A treia zi a procedat în același mod și a ținut-o tot așa timp de o săptămână. La un moment dat s-a lăsat pe gubaș și a ajuns la concluzia că nu poți reuși să înveți pisica să prindă șoareci. Dar adevărul era altul. Pisica încă nu avea dezvoltat spiritul de vânătoare. De altfel, i-a dezvoltat mai mult o frică, o teamă adâncă de șoareci. Și de fiecare dată când pisica observa un șoarece, o lua la fugă cât o țineau picioarele. Chestia este că bătaia nu dezvoltă aptitudini, ci mai degrabă le scufundă, dezvoltând frici și eșecuri, amintiri nasoale ce vor rămâne toată viața în subconștient și la un moment dat vor fi reprimate prin gândire. Faptul că există copii ce au fost crescuți în orfelinate și au ajuns să se integreze în societate, că unii criminali ajung să fie niște oameni deosebiți sau că oamenii super faini ajung să fie niște nenorociți, ne arată că, într-adevăr, caracterul se poate schimba. Caracterul nostru este conturat de vindecarea copilului interior. Indiferent de vârsta sau de circumstanțele în care noi am crescut, există un copil interior, un alter ego ce stă la baza personalității și experienței noastre, atât la nivel uman cât și spiritual. Copilul interior reprezintă aspectele pozitive și negative ale copilului care am fost cândva, toate acestea fiind stocate în subconștient. Toate nevoile neîmplinite, emoțiile din copilărie, precum și entuziasmul, creativitatea naturală și inocența, toate sunt acolo. Emoțiile reprimate reprezintă toate lucrurile pe care copiii sunt învățați să nu le simtă dacă doresc să primească iubire. Din păcate, rezultatul este un copil frustrat, furios, rănit, care se simte respins și neacceptat. Toate aceste răni emoționale se ascund în subconștient și ies la suprafață în viața adultă, sub anumite forme. Boli, anxietăți, frici, furii, violențe fizice și emoționale, stimă de sine scăzută. Vindecarea copilului interior permite ca aceste suferințe să fie conștientizate și vindecate, pentru ca acest copil interior să fie fericit. Dacă la momentul actual te confrunți cu suferință, gândește-te că probabil începe a ieși la iveală suferințele copilului interior, acele suferințe de mult uitate și îngropate. Dacă te cunoști și ai descoperit nevoile tale neîmplinite, le vei împlini acum ca adult, în relație cu cei din jur, oferindu-le lor ce ai tu nevoie. Adică dacă tu ai nevoie de libertate, le vei oferi libertatea celorlalți din jur. Dacă tu ai nevoie de intimitate și tandrețe, vei oferi partenerului de cuplu sau copiilor intimitate și tandrețe. Dacă ai nevoie de putere, vei oferi un feedback pozitiv, încurajări verbale și tot ceea ce ți-a lipsit ție. Și ține minte o vorbă, atunci când oferi, vei primi. Ei bine, cam atât a fost pe astăzi, sper că te-am ajutat cu acest video. Dacă da, nu uita de like. Eu am fost Beni Zaharia, iar noi ne vedem data viitoare. Îți urez o zi faină în continuare. Salutare!